Un bătrân a fost la un pas de moarte după ce a fost lovit de un șofer neatent pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca. Accidentul a fost surprins de camera instalată pe un alt autoturism, iar pe imagini se vede cum toate mașinile opresc pentru ca bătrânul să traverseze, cu excepția unui singur șofer care se pare că nu l-a văzut pe bărbat. Din fericire, mașina condusă de șoferul neatent nu avea viteză foarte mare, însă pietonul în vârstă de 78 de ani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Atât victima cât și șoferul au fost testați cu etilotestul, însă s-a dovedit că niciunul nu consumase alcool. Pe numele bărbatului care a provocat accidentul a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și a rămas și fără permis de conducere.